Bună seara, Băciun aici. Am revenit cu ziua a doua a turneului. Eroi de 5 stele, buff booster. Apărarea mea tipică fără galben. Este aia, încă n-am început să mă atace aia mari. Am pierdut un atac ieri. Ce avem aici? Poseidon e foarte bun. Turneul ăsta dă două buff-uri. Cred că e printre cei mai ok în poziție de tank. Să vedem cum merge. Am doar o mișcare care mi se pare foarte bună. Mă refer la mișcarea sugerată de AI de joc. Să-mi încarc încă verzi. Perfect. Nici nu s-a simțit. Perfect. Mă noroc. Cam asta a fost. Asta este cea mai periculoasă apărare din punctul meu de vedere. Frig și Cadillan sunt, nu știu, un combo criminal. De asta o să atac cu verde, să-i folosesc eu tilerile lui Frig, pentru că și adaugă la fiecare tile de pe bord. Atacând cu verde voi face eu meciurile și vor fi mai puține tileri pe bord. Mm-hmm.
încerc ceva, o cascadă mai mare. Prea puțin, prea târziu. Înfiorător. Da, am fost distrus. Vezi ca tot verde. Doar că să pună Thomas. Dar nu cred că e seara verde. Nu prea s-au legat. Primul meci verde. Dacă dăm viu, am pierdut, am pierdut. Doilea meci. Sper să vină verde din spate. Da. Șansa aia de mine s-ar putea să mă salveze sau nu. Gata, trebuie să câștig de acum. Și doi versi. Bine, singurul meu despre dar în afară de ce am pe mov și cum e voie cu mov, trebuie să joc verde. Adică, nu știu,
sinucidere să joci Buff Booster fără dispen. Să fac un diamant albastru. Neașteptat. Nu plec o ține. Dar nu încarc pe anzo. Trebuie să trag altă în piemă. Asta e cam târziu, dar e o șansă. Nu e nicio șansă. Am uitat că e Buff Booster. Da, execrabil, nu știu că se asta. Execrabil. Cred că o să revin la mono. Cât am câștigat vreun, n-am câștigat niciunul, nu? Da, fuck it, mono. Am un break pe Atena și pe Richard. Să mâncăr și eu în eroare. Nu e probabil.
Da, nu știu ce zic, eu sunt anti-mono. Mono merge. Acum. Dar nu mai înțeleg nimic din jocul ăsta, am ajuns că știi cum mă. Mulțumesc foarte mult. Ne auzim mâine.